Ca în fiecare an, cele două evenimente consecutive, ziua de Sfânta Maria și deschiderea noului an de învățământ, au dus la creșterea substanțială a vânzărilor de flori, care au atins un nivel record. La scările de la Colegiul Național Roman Vodă, vânzătorul stradal, care comercializează flori din producția proprie la Ghereiești, sâmbătă, 8 septembrie, la ora 9, mai avea doar câteva fire de gladiole. În centrul municipiului, florăriere erau luate cu asalt de romașcani. Florarii susțin că vânzările lor au crescut în această perioadă cu 30-40%. Sărbătorile care sunt în curs. Sfânta Maria astăzi, începutul școlilor, duminică și luni. Cam cu cât s-a mărit vânzarea față de o zi obișnuită? Nu știu, 30-40%. 30-40%. Toate florile acestea de unde le aduceți? Știu că dumneavoastră aveți o... Ajung în Olanda direct. A, direct, dar știu că aveți și dumneavoastră o... Nu, nu facem producție, că n-ai cu cine să faci producție. Florile vândute în România sunt majoritatea importate direct din Olanda, pentru că florarii care cultivau odinioară flori în serele și grădinile din jurul Romanului se plâng că nu mai au forță de muncă pentru a îngriji culturile. Cât despre preț, acesta e ca în România, mai mare în perioada când cererea este ridicată. Cel mai ieftin buchet de flori era între 10 și 20 de lei, în timp ce pentru un coș cu flori prețurile variau între 25, 35 și chiar mai mult pentru buchetele cu aranjamente mai generoase.